Bună dimineața! Astăzi începem vlogul fix din baie, unde am făcut curat, am spălat absolut toată baia, am avut grijă de pisici, litieră, mâncare, apă și acum am pus o mașină la spălat și ne îndreptăm spre vase. Aici este dezastrul din ghiuvetă, așadar trebuie să-i dăm de cap. Am pus hainele curate în dulap, le-am pus pe cele ude pe uscător. Totul e super ok și plecăm la celălalt apartament. Eu când lucrez, musai să pun muzică tare, dacă se poate. Așadar, pe absolut tot ce filmam, se aude muzică și mi-a fost frică să nu-mi iau copyrights și să-mi dea videoclipul jos. Așa că o să vă facem un voice-over și spun facem pentru că pisicii sunt cu mine. După cum ați văzut, am dat cu acel pumătuf tot praful care mi-am imaginat eu că ar fi pe pereți și m-am apucat să spăl geamurile din fostul dormitor. Actualmente putem să-i spunem birou. După care am mai dat încă un mop al nu știu câtelea mop și apoi m-am pregătit să curăț absolut fiecare pată care a rămas de la adeziv și anume aceste pete negre. Vă spuneam că măcar avem geamuri curate și că mă bucur de ciripitul păsărilor pentru că nu mai ce ieșise soarele și avea așa un chef de plimbare, dar noi trebuia să muncim, așa că ne vom plimba altă dată. Am reușit să scot petele din birou, nu foarte ușor, cred că am folosit vreo 2 bureței dintre aceștia, foarte multă soluție. Și mă dor degetele și poate să-mi spuneți ok, de ce nu ți-ai pus mănuș? Am impresia că prin mănuș nu pot să lucrez, așa că m-am spălat și mi-am dat cu cremă după și sper să fie ok. După ce am terminat cu frecatul petelor negre, am mai spălat încă o dată, cred că mai trebuie să spăl de vreo 10 ori, dar momentan e bine pentru că vrem să mutăm acolo mare parte din mobilă. După ce am terminat în birou, m-am mutat în living și am continuat procesul. Aici, din fericire, au fost mai puține pete, așadar treaba a mers mult mai repede, dar chiar dacă ne-am apucat pe la vreo 11, tot n-am terminat până pe la vreo 3. Între timp eu am luat și o gustărică. Am venit la Sucri să mâncăm și uite ce fain au înflorit pomii la ei în zonă. Și bradul ăsta e plantat de Flavius și de tatăl lui, când era el mai mic. Și acum uite de ce fain a crescut. Și îl împodobesc în fiecare iarnă. Adică pun furtun cu luminițe pe el. Nou, bomboane și bedeală. Și arată superb. Ține acolo frumos! Te bronzezi? Te-ai bronzat deja! Măi, frumusețe! Te lasă, nu te deranjezi! Uite cum ne așteaptă soacra mea. Deci perfect intră la cât am muncit. Mulțumim pentru masă! Să vă fie de bine! După ce am mâncat așa de bine, mi-am zis, hai să dormim. Dar n-am reușit să-l corup pe Flavius, pentru că el era super pornit să termine, că e sătul deja de șantier în ambele apartamente și la silage și peste tot. Așadar am zis, ok, hai să ne motivăm de soarele ăsta frumos sau cu el și hai să continuăm treaba. Așadar, am încercat să mutăm cât de multă mobilă am putut, care pe unde trebuia. De exemplu, biroul acesta trebuie evident în birou și am început să le deschidem și să le punem așa pe căprării ca să nu se combine piesele între ele și în același timp să putem să și ducem cartoanele astea la reciclat, că efectiv ocupă jumate din apartament. Și am făcut foarte bine că am deschis toate aceste colete pentru că ne-am trezit cu o surpriză. O surpriză la care, dacă îmi spunea cineva, îți dau 1 milion de euro, dacă ghicești ce ar putea fi în neregulă în aceste colete, nu aș fi ghicit niciodată în viața asta. Ta-da-da-da! Aceasta a fost surpriza neplăcută. Și am desfăcut toate cutiile înainte de a le monta. Probabil mâine vom reuși să le montăm. Au venit cam semi-montate, ceea ce e super fain. Și el a venit montat de tot. E chiar foarte frumos. Aici mai trebuie puse doar agățătorile
și apoi montat în perete. Și aș vrea să-l întreb pe Flavius dacă putem să punem alte agățători. Că acest bronz nu mă coafează deloc. Și aș vrea să pun altceva, să vedem dacă găsim. Peste tot pe aici e deranj. Dacă dincolo am avut un birou, un cuier și un taburet, aici avem o masă extraordinar de mare, care mai e și extensibilă. Aici colțarul care trebuie curățat, scaunele și aici este comoda, care e absolut superbă, dar care a venit cu o mică problemă. Și încercam să ne gândim amândoi cum este posibil să fi fost ea ambalată. Problema este că treaba asta pare cam caca de pasăre. Eu nu sunt așa pretențioasă, m-aș pune și aș spăla, aș curăța, aș dezinfecta. Problema mea este, oare mai iese gălbeneala aia, ori ba? Aici este întrebarea mea și dacă era vreo parte laterală, nu era chiar așa de grav. Na, o dregeam din mers, deși a fost o grămadă de bani. Dar e fix de aici din față. Așa că o să sun și o să vedem ce o să se întâmple, că am înțeles că nu stau foarte bine pe retur. Am mai văzut și pe la alții că au probleme cu ei. Așa că eu sper să nu se întâmple treaba asta, că mai am o comandă de 250 de milioane pe rol cu ei și n-aș vrea să ajungem în stadiul în care să anulăm și să ajungem la alte discuții. Cam atât momentan. Ne întoarcem la curățenie. După atâta muncă, am zis să ne răsfățăm cu încă un episod din Gangster cu stil și să mâncăm prostii. Bine, am luat și fructe, dar mâncăm și prostii. Micul dejun este gata. Și acum îl aștept pe Flavius să mâncăm. Și acolo avem câte o vitamina C cu lămâie, că erau început să apară o mulțime de viroze. Și poate vrea fructe sau gem. Are opțiuni. Bun, să mâncăm. Și aici avem tot ce trebuie dus la reciclat. Și ăsta-i Dita mai Coletul. Și eu gata. Mă duc înapoi la treabă dincolo. Și aici e totul reparat, frumos, zugrăvit. Și țeava inclusiv până acolo. Bravo, pui, ai pus foarte bine toate literele. Haideți să trecem la mașină. Bravo! E bine, puiul? Foarte, foarte bine. Unii lucrăm, unii dormim. Hai să vedem. Încep tu să le pui? Uh-huh. Super! Pisicii tot dorm. N-au nicio treabă. Dormi. Am terminat cu copila și am terminat și cu ședința, mai am puțin la școală. Și uite cu ce a venit Flavius. Un burger extraordinar de bun. Vi-l arăt. Uite cum arată. Yummy. Și apoi Clanul și două episoade din serie. Am ajuns și noi acasă, au venit hainele de la spălătorie. Așteptăm Clanul, dar mai întâi spălăm fetița. Așa că dacă tot vă invitați amabil unul pe altul să faceți ceva, mă descurc eu și fără voi. De seara asta mă duc după ea. Spui numai tâmpeni, o să o trimitem pe Vera. Motivul pentru care mă uit la serial, de fapt. Nu, nu. Nu, doamna. El. God bless you. Cu soțul lângă mine, nu așa. Toată lumea super atentă la clasă. Da, mami, e foarte bine. Și faci un masaj absolut delicios. Super, te descurci. Ne punem și noi la somn. Drăguții. Bună dimineața. Eu continui să citesc. Ei dorm.
și imediat mergem la unghii. Outfit of the day. Să mergem la unghii. Nu contează că oglinzile nu se șterse nici azi. Le ștergem după. Și cam așa îmi arată unghiuțele. Absolut superbe, micuțe și nud. Și am zis că nu strâng păturile astea de aici, că dorm pisicii, le strâng când vin. Și ce găsesc când vin? Nu mai zic nimic. O să vă rog să ignorați ce e pe jos, că va trebui să mai spăl de multe zeci de ori, am mai povestit despre asta. Dar trebuie să vedeți cât de bine arată. Doamne, de ce superb! E un pic mai mare decât... E o problemă cu mărimile. Aș schimba butonii ăștia, dacă mă întrebați pe mine, pe viitor. Momentan e perfect așa. Am aici un răfuleț. Aici al doilea, bineînțeles că trebuie aspirate și un pic șterse. Caut tot felul de praf pe ele. Super, super mult. Acum, întrebarea mea este, o să mai încap aici tulapul ăla super mare cu cărți? Sau mâncare? Îmi doresc să pun cărți? Sau cum o să facem? Și până una altă, cred că o să pun taburetele astea aici. Trebuie să monteze băieții și treaba asta, dar am hotărât să o lăsăm pe altă dată, pentru că vreau să schimb astea, sunt foarte urâte, v-am mai zis, și vreau să pun unele alte. Și mi-au zis băieții că găsesc și mi-au zis și unde. Și aici avem masa, care e mare, e deja de 4 persoane și mai am încă un articol ca să pot să o deschid și să o fac și mai mare, de 6 persoane. Și mai trebuie să vină să facă comoda și gata. Cât de tare! Totul prinde culoare. După care așteptăm covoarele, scaunul de birou și apoi așteptăm să vină și scaunele pentru ea. Că vreau să le schimb pe astea, să-i cumpăr exact ei de lemn cu catifia, să-i se potrivească și mai bine. Și perdelele, vai, perdelele sunt aici, dar mai stau vreo zi, două și apoi le pun. Da, ușor, ușor o să arate bine. Chiar astăzi, că am venit acum de la unghii, v-am arătat și mi-a dat Anca, bună mea prietenă, o soluție de spălat pe jos, așa că am încredere că soluția aia o să schimbe tot ce e pe aici. Ghiciți ce? Iar trebuie să plec de acasă. Mi-am făcut un outfit rapid și mergem să-l ducem pe unchiul la domnul doctor de la Regina Maria, care ia recomandare meneu acum să-l citească și să vedem ce putem face de acum încolo. Așadar, am plecat. In 300 meters. Turn right. Și am ajuns și abia când am ajuns mi-am dat seama că eu mai fost aici la Crio. Nu știu dacă mai știți, dar am fost aici și m-am congelat. Nu mi-a plăcut deloc, dar am înțeles că e super sănătos. N-am făcut niciodată. Și gata, Ionelu e bine, a făcut o infiltrație de toți banii și acum am venit la dedeman să luăm ce? Iarbă falsă. Gazon? Ce dorești? Iarbă falsă. Gata și cu dedemanul. Suntem istoviți de atâta plimbare și ne ducem la Papa Sam să mâncăm ceva. Nu-i pare frumos aici la Papa Sam, mai ales acum după ce au renovat. Uite că bine arată! Poftă bună! Mulțumim, la fel! Mergem să-l ducem pe unchiul acasă. Și am ajuns acasă la sat. Uite ce fain se vede. Și luna, se văd și stelele și puțin nori. Prea faină aici la mine la sat. Și am ajuns acasă, suntem rupți de obosiți, dar totuși ne mai uităm puțin la meciul cu Simona Halep. De mâine, noapte bună! Outfit of the day, de mers la JISC. Și am ajuns și la Hornbach.
Și gata. Am găsit fix același model, dar pe negru. Și se potrivește mult mai bine, că marginile cuierului sunt așa antichizate și cu negru. Cu prosta nicio treabă n-are cu viața noastră. Și pentru că eu încă nu am o imprimantă color, am venit aici la Xerox în Lipovei, vis-a-vis de biserică, să listez astea. Și tot aici este și cafeteria Emiliana. Așadar, o să luăm ceva bun. Ce delicios arată tortul acela. Pateuri cu ciuperci, vă rog. Și înainte să ajungem la gest, tocmai vedem o afacere în desfășurare. Băieții au găsit o oportunitate. Fac și curat în oraș, și reciclează, fac și ei un bănuț cinstit. Bravo! Și am venit și până la Lidl să-mi iau eu sosuri din astea pentru paste. Și uite ce chestii drăguțe au deja pentru paște. Un iepăraș drăguț, jeleuri, ouă, oițe, pui, iepuri, alte ouă, alți iepurași. Doamne, vreau din toate. Da, iepuri ăștia roz, spre fain. Și am zis să vi le mai arăt încă o dată. Ați zice că poate nu-i mare diferență, dar este. Astea negre se potrivesc mult, mult mai bine. Așadar, acestea vor rămâne. Și am luat de la Jisco traversă, dar nu știu dacă sunt încântată de ea sau nu. O încerc să văd dacă mă obișnuiesc. Dacă mă obișnuiesc și îmi place, atunci o să iau una mai frumoasă pe care o să o calc și o să așez frumos. Dacă nu, cel mai probabil o să las masa goală. Bun, și acum o să sărbătorim cu o felie de prăjiturică. Flavie face pizzeri. Și am fost și la Jisc și am întrebat-o pe doamna de acolo ce îmi sugerează pentru scaunele astea. Mi-a zis că pernuțele astea sunt foarte drăguțe. Și am așezat acolo pe un scaun și chiar păreau comode. Dar terasa asta tot mai trebuie spălată. Încă nu arată cum trebuie. Așa că revenim când totul e perfect. Și asta e mașinuța de tuns iarba, pentru care am și luat lada asta. Și o să punem în ladă și mașinuța și furtunul. Acum sper să și încap. Ta-na-na-na! Și acum să vedem dacă încape într-adevăr mașina. Și-au încăput toate. Super cute! A? Cineva trebuie să pună forță? Nu, aici așa, uite, vezi. Ce faceți voi aici? Eu am lucrat de n-am mai putut până acum. Și voi? Nu-i drăguț din partea voastră. Eu o să pun degetul pe fiecare și tu îmi zici cum se numesc. Aici avem un? Aliță. Bravo! Aici un? Ananas. Foarte bine. Am mâncat ananas. E bun? Da. Super! Aici ce avem? Boboană. Sau cum îi spunem dacă e așa și pe băț? Acadea. Acadea. Și aici avem un? Avion. Foarte bine! Dăm pagina. Pune din nou mânuță. Mulțumesc! Aici? Pahar cu lapte. Sau cană? Cană cu lapte. Bravo! Apoi? Lună. Foarte bine! Haine. Da. Înghețată. Foarte bine! Bandă. Foarte bine! Țână. Și aici cine sunt pisicuțele astea? Pisicii mei? Da. Mai știi cum îi cheamă? Da. Cum? Ia să ne uităm aici. Becky? Becky. Și? Și? Blacky. S-a încheiat și ziua de miercuri. N-am crezut că o să mai ajungem la finalul ei, pentru că efectiv am făcut un milion de lucruri și iar am spălat pe aici de o grămadă de ori, cred că ați văzut. Acum am hotărât să desfac și eu perdelele și draperiile și mi-am dat seama că nu știu care, cum, unde îs. Așadar, o să vin mâine cu un cântar din ăla mic și o să le văd care e mai grea, știu exact unde trebuie să o pun și tot așa. Și am cumpărat și chestiile astea care sunt atât de drăguțe să le pui la draperii. Deci de la Home Deco le-am luat și am ales de pe site, culoarea e fix la fel. Eu știam deja că am ales verdele acela de la Flavi din apartament, superb, smarald, dar zic la roz, să vezi că o să greșesc, eu voiam roz prăfuit, dar acolo sunt multe nuanțe și zic poate greșesc, dar nu. Arată superb și mâine vin băieții să monteze aici, v-am arătat deja că mi-am luat cum trebuie.
cuiere cum trebuie. Asta e o bucată pe care o vom folosi la masa asta ca să o facem și mai mare. Nu e cazul momentan, tocmai de-aia am și pus scaunul acolo. Chiar nu am nevoie de atâta spațiu. Aici am și lucrat acum cu un copilaș și aici așteptăm să fie gata comoda mâine. Și ea să fie gata și apoi chiar o să fim gata cu toate. Mai așteptăm covoarele, scaunul și după mai am alte proiecte, dar vi le zic pe toate la timpul lor. Am hotărât totuși să pun lampadarul ăla acolo și cred că aici în colț o să pun o veioză din aceeași gamă. Eu oricum o cumpăr și dacă nu mi-am place cum arată, asta e, o mut pe birou. Dar vedem, s-ar putea să îmi placă. Și încheiem cu un mic unboxing de cărți. Mi-am comandat atât mie cât și prietenelor mele un cadou de 8 martie, doar că el a venit în 20 martie. No, nu ne supărăm, e ok și așa. Și asta cred că e un soi de jurnal în care îți scrii și manifesti și cumva, eu știu toată treaba asta cu manifestare, cu să te focusezi pe un lucru și așa mai departe, dar cred că diferența o face să aplici. Și atunci ne-am zis că ne-ar ajuta foarte mult să avem jurnalul și asta acolo, la un loc. Acum nu știu, rămâne să vedem. Aplicăm și vă spunem după ce am dobândit. Bun, mă duc la pisici, duș, mâncare și somn și citiți și atât, că nu mai pot, sunt efectiv ruptă de obosită. Bună dimineața! Este joi și astăzi, teoretic, am zi liberă pentru că a trebuit să-mi anulez absolut toți copiii, că trebuie să mă duc la master și nu doar atât, ci trebuie să mă duc în practică la liceu cu program sportiv Banatul. Și acolo, în depărtare, îi vedeți pe domnii care vin să monteze mobila și abia îi aștept să ajungă la mine. Și gata, oamenii au terminat de montat aici comoda și vreau să vă arăt puțin că avem aici câte trei sertare care sunt destul de generoase pentru câte jucării am eu cu copilașii, iar aici sus mai avem încă trei care pe mine mă ajută foarte mult pentru că aici o să pun cartonașe. Și acum o să pun aici absolut toate jucăriile, tot ce am nevoie pentru copii și vi le mai arăt încă o dată cum ar veni before and after. Și cam așa le-am pus până acum. O să vedem dacă le mai schimb, dacă nu le mai schimb. Aici sunt lucrurile pe care le folosesc cel mai puțin, pentru că fie le folosesc cu copii foarte mari, fie cu copii foarte mici. Și atunci foarte greu am astfel de extreme. Aici, de asemenea, am câteva puzzle-uri. Copiii din ziua de azi sunt din ce în ce mai inteligenți, așadar e tot mai rar momentul în care am nevoie să-i testez, să le dau să facă câte un puzzle atât de mare, să văd cum se descurcă și așa mai departe. Și atunci astea sunt cam rar de folosit. Aceste cărți sunt folosite destul de des și pentru copii mai mici și pentru copii mai mari. Ele veneau așa în niște cutii, dar mi se par mult mai ok așa ca să le pot și vedea. Aici sunt niște cărți cu tactil așa foarte frumos. Aici sunt 300 de cuvinte și de lucruri pe care ei le pot vedea și le pot numi și eu îi pot întreba despre ele și atunci avem despre ce să vorbim. Aici am mai pus câteva piese de Lego, iarăși de construit cu cuburi, puzzle-uri mai mici, mai tot așa pentru diferite vârste ale copiilor. Acesta este sertarul cel mai folosit pentru că majoritatea copiilor au nevoie să facă asocieri. Și atunci, aici mi-am făcut eu cu pisicuțele de la Logoped Help fiecare literă și imaginea asta cu ele și cu cifrele. Și aici am cât de multe lucruri am găsit de la Gama, de la Montessori, uite, de la DPH, de pe jucării vorbărețele iau în principiu, dar și de oriunde din altă parte.
Unele dintre ele au dispărut pentru că au fost roase de pisici. Aici, dacă ne uităm un pic la nuanță, vedem că sunt de două nuanțe pentru că sunt din două pachete făcut unul. Ăsta e roz de pisici, dar nu o să stau să fie totul perfect. Mă interesează ca lucrurile să fie funcționale și utile. Iar aici avem categoria pe care eu o numesc categoria jumbo și anume sunt piesele care mă ajută cel mai mult. Sunt piesele care ar trebui să le folosesc doar cu copiii de 2, 3, 4 ani, dar eu le folosesc și cu copiii mai mari pentru că le dau foarte multă încredere în ei. Dacă un copil vine pentru prima oară într-un loc străin și tu îi dai un astfel de joc de făcut, evident, dacă el are 6 ani, îl face super repede și tu zici, oh, păi, ok, nu poate fi foarte greu ce se întâmplă aici și altă deschidere are față de mine, altfel mă lasă, dincolo de energia pe care o simțim, să mă apropii de el. Așadar, sunt super mulțumită că mi-au încăput toate. Sincer, nu mă așteptam. Îmi cer scuze, am geamurile deschise pentru că am curățat aici cu o cârpă umedă puțin. Dacă am crezut eu că mai este puțin praf, dar am zis să fiu sigură. Ce mi-a mai rămas sunt aceste puzzle-uri pe care unele dintre ele le-am primit, unele le-am cumpărat. Și o să le dăruiesc. Mă gândeam acum la Yannis și la Sara, copiii prietenelor mele, dar Yannis nu prea iubește să facă puzzle-uri. Așadar, o să meargă toate la Sara și după ce Sara o să se plictisească de ele sau nu o să se mai joace, o să mi le returneze și o să le dau unor copii de la sat, care acum sunt încă foarte micuți pentru a face puzzle-uri atât de mari, dar care cresc și se vor bucura și ei la rândul lor. Apoi, aici avem masa. Nu am reușit să mă obișnuiesc cu acea traversă. Mă gândesc serios să cumpăr totuși o chestie rotundă, să o pun în mijloc și să pun acolo o fructieră. Chiar vorbeam cu prietena mea de la Craiova că ar fi super fain să pun o vază cu flori, ceva de genul acesta, dar nu este realizabil pentru că pisicuți. Și atunci am zis că nu vrem să, nu știu, trântească vaza pe masă și așa mai departe și o să rămână doar o fructieră aurie, probabil. Și am pus aici acest ansamblu al pisicilor, iar pe celălalt cred că o să-l scot din uz, iar aici o să pun mâncarea lor, aparatul care îi hrănește la ore fixe. Mi se pare că e și ferit, dar în același timp și ei pot să ajungă și abia aștept. Acum mă duc repede să fac un duș, să mă pregătesc, să mă duc la școală, am practică de făcut, după care venim, bine, o să trecem pe la Alexandra să o vedem, că ea pleacă puțin la Brașov și să nu fie dor de ea, după care venim și punem perdelele și eu zic că odată puse perdelele, deja lucrurile arată mult mai bine. Și apoi o să mă așteptăm după covor. Pe timp de iarnă o să scot covorul ca să poată încălzirea în pardoseală să-și facă treabă, sau treaba, dar pe timp de vară mi se pare chiar foarte util și așa cozy și fain. Așadar, asta o să faci. Și cred că aici am lăsat un subiect neterminat. Ne-am amuzat cu toții, de la Timișoara până la București, de ce s-a întâmplat cu această grilă și cu răhățelul de pasăre. Doamnele de la București au fost atât de drăguțe, m-au sunat și au cerut scuze. Mi-a spus că dacă doresc îmi schimbă articolul, doar că eu nu prea voiam să-l schimb și să mai aștept încă 2-3 săptămâni după el sau poate chiar mai mult. Și atunci am zis că n-am mofturi, n-am gesturi, dacă el se poate curăța și rămâne fără pete, n-am nicio problemă și îl pot curăța chiar eu. Și doamne a fost așa drăguță și zis, nu, lăsați, o să curățe colegii noștri. Și astăzi au venit băieții și foarte rapid s-a curățat și iarăși ne-am amuzat de ce a putut să ne facă un porumbel și ne gândeam ce o fi mâncat și așa mai departe. Așadar, thumbs up pentru Mob Expert că au fost foarte drăguți și au răspuns așa super, super rapid. Deși, na, e logic să fie așa, dar știm că o se mai întâmple lucrurile prin alte părți și am auzit că unii au avut discuții. Acum, eu având experiența asta plăcută, nu mai vreau să cred altceva. Eu cred doar ce mi s-a întâmplat mie. Deci eu sunt super mulțumită. Nu mai zicem de aspectul mobilierului. Pentru mine este, după mobilierul pe care l-am avut acasă la sat, care era de nuc și foarte solid, de când am început eu să vreau chestii moderne care erau strict de pal și atât, acesta este primul mobilier calitativ pe care eu l-am în viața mea și fac mâine, păi mâine 34 de ani.
Așadar, se vede atenția la detalii, se vede calitatea, atât prin greutate, cât și prin aspect. Și sper să știu să am grijă de el, să-l păstrez frumos, pentru că mi se pare că este un design care o să arate perfect și peste 10 ani. Și ia uitați ce frumos arată aici. Pe YouTube rulează în continuare videoclipul meu. Bun, și haideți să vă arăt și umerașul. Umeraș, am zis, cuier. Aceasta este planșa. E practic o placă de lemn cu 5 cuiere, dar mi se pare super, super utilă pentru copilași atunci când vin și, nu știu, își agață puțin geaca, căciula, fularul, ghiozdănelul, ce mai au. Să stea aici frumos pe taburet, să se descalțe, să-și pună pantofiorii lângă. Dar avem aici o situație, avem acolo o priză de care chiar am nevoie, pentru că îmi doresc mereu, mereu să pun aspiratorul acolo sau, nu știu, poate mai vine câte o mămică care îl așteaptă pe copil și ar vrea să stea cu telefonul la încărcat și atunci stă aici și își încarcă telefonul. Dar ce facem aici cu situația asta? Căci aici a fost mașina de spălat. Pe de o parte, n-aș vrea să scot lucrurile astea, că nu știu ce o să se întâmple pe viitor cu apartamentul, ce mă mai răzgândesc să fac și așa mai departe. Și atunci ne gândeam aici să pun un mirositor, ceva de băgat în priză, să nu cumva să îi dea în gând vreunui copil să bage degețelele pe acolo. Iar aici să-mi construiască Flavius ca un soi de dulăpior, așa cumva, pe care să pun un bol cu ceva, nu știu, un șervețele umede, ceva de genul, pentru că mulți dintre copilași mai și vin cu mâncare la ei și, nu știu, poate vor să-și lase niște lucruri acolo, să fie așa, ca un soi de... Am intrat și mi-am lăsat cheile, știi, în cazul în care am stat aici. Și numai bine mascăm chestia asta, nu o anulăm, dar să facem să arate și frumos. Oricum, sunt super, super mulțumită pentru că, sincer, nici nu am visat să arate atât de bine. În baie încă e dezastru, nu are rost să intrăm, însă, așa cum spuneam, când o să vin de la Alexandra, o să ne apucăm de aceste perdele și draperii. Da, și uite ce bine arată lada mea acolo, stă frumos la umbră, nu o deranjează nimic. Și da, cred că nu am vorbit suficient despre aceste uși, dar poate când o să fie totul gata, mai facem o tură al apartamentului cu totul, mi se par foarte potrivite și foarte drăguțe față de celelalte. Bine, hai să mai creștem și noi un pic temperatura. Așa, mult mai bine. Bun, vă pup și am fugit la școalie. Tot nu vine să cred că m-am întors de unde am plecat. Aici, la liceul acesta, am stat eu în primii 2 ani de liceu cazată, pentru că liceul meu Vlad Țepeș avea un acord semnat cu internatul acesta și aici am stat 2 ani și apoi am și dat bacul tot aici. Ce amintiri drăguțe, și acum vin eu să predau la clasa 10-a. Cine ar fi crezut? Ok, ok, acum vin. Ah, așa, e din interior sau din exterior? Exterior. Vai, și ce vedem noi, ceva mic și drăguț. Gata la școală, pe ziua de azi mi-a plăcut foarte mult. M-am bucurat să revăd locul ăla. Dar joia viitoare o să asist din nou și joia cealaltă o să și asist 2 ore și apoi o să predau. Și ce credeți, la clase de a 10-a și de a 11-a n-o să fie prea ușor, că ei sunt așa mai... cum să zic, nu zgomotoși, ci sunt foarte verbali, sunt foarte curioși, pun întrebări și o să trebuiască să fiu pregătită. Din fericire o să mai fiu cu încă una sau două colege, așadar împărțim materialul și ca probe practice mie mi-a venit o idee să le aplic un test de personalitate, pentru că vom face temperamentul și atunci mă gândeam că ar fi foarte interesant în cazul în care n-au făcut-o deja și nu cred că au făcut-o, pentru că ocupația lor de bază e să meargă la antrenamente, să fie sportivi buni, unii handbaliști, alții fotbaliști, și atunci nu cred că au stat ei prin cabinet pe la psiholog să-și facă teste de personalitate și nu cred că au avut curiozitatea asta. Așadar o să le aplic eu un test și o să-l și rezolv în același timp, o să-l interpretez și o să le spun exact ce tip de personalitate au și o să le spun câteva din caracteristicile acelui tip de personalitate și ei să-mi spună dacă se regăsesc sau nu. Și dacă nu păcălesc testul, ar trebui să se regăsească. Și dacă se regăsesc, o să-i invit să citească pe internet mai mult despre treaba asta. Și cred că o să fie foarte fain. Iar la ora de dirigenție, mă gândeam să vorbim despre exemplele noastre în viață, despre exemplele și modelele noastre în cariera pe care o vrem și pe care ei deja au început-o chiar de la
10-12 ani și uite acum la 16-17 ani deja merg la meciuri, deja fac parte din echipă, câștigă și așa mai departe. Și despre ce înseamnă succesul, pentru că eu cred că succesul e o chestie așa subiectivă și am impresia că într-un fel sau altul generația asta asociază foarte mult succesul cu banii. Și dacă se poate ca banii să vină și ușor și rapid, clar, asta e dovadă de succes. Și cred că o să fie foarte interesant. Colegele mele, majoritatea sunt educatoare, învățătoare și atunci pentru ele cumva e foarte bine știută toată treaba cu structura, cu programa, cu ce trebuie să faci, ce trebuie să nu faci. Pentru mine e totul nou și mă bucur că sunt super entuziasmată, că nu mi-ar plăcea să mă plictisesc, să fac ceva repetitiv, așa că o să fie super fain. Bun, dar lăsăm aventurile astea pentru săptămânile ce urmează. Acum mergem la Alexandra, stăm puțin și apoi acasă punem perdele, draperii și sper să citim și să ne uităm la serial. Și atât. Și am ajuns la Ale și ia uitați ce cadou frumos a primit, exact din Africa și pictat de mână de oamenii de acolo, superb. Și acum inaugurăm și canapeaua asta frumoasă să ne relaxăm pe ea. Dar elefantelul ăsta e prea tare, am zis să vi-l arăt și vouă. Am ajuns acasă, am mâncat, ne-am făcut duș. Am zis că mă mai uit la serial, n-am mai putut, dar am reușit să termin cartea aceasta. Așadar, acum îmi pun un podcast cu părintele Pimen și cu Măruță și apoi somn. Și mâine poate începem alte carte. Ai venit și tu să ne spui noapte bună? Stai că ție nu-ți place biclițul, așa, fără biclițul. Deci vă spunem noapte bună, ne vedem mâine! Vă zic și eu bună! Sper doar să se audă ciripitul acesta superb al păsărilor. Am ieșit un pic pe terasă să văd dacă își mai revine această iarbă, dar cred că nu. Cred că am nevoie de un specialist care să vină să o ajute un pic, să o resusciteze sau să scoată tot și să punem gazon, că nu văd cum și-ar mai putea reveni. Dar ce contează când păsărelele ciripesc atât de frumos? Da, să mâncăm, că tocmai a venit mâncarea și apoi să ne apucăm de treabă. Am spălat și păturile pe care le pun pe colțar noaptea în cazul în care pisicile vor să lase păr sau așa. E mai convenabil să lase pe păturici, le spăl și e și comfy pentru ele și toată lumea mulțumită. Așadar, după ce o să mănânc, o să am două fetițe, apoi am pauză 2 ore, cred, și numai bine sper să reușesc să pun din perdele și din draperii. Și avem așa un prânz cu viu, cu soare, supica și cartofii cu șnițelul. Și aici, soarele ăsta frumos, care ba se ascunde printre nori, ba iese. Anastasia, să-i povestim și noi Briane, că uite, ea ne-a povestit că a fost la școală, da, și că a făcut sport. Tu ai, da, fost la grădi? Da. Și ce ați făcut la grădi? O activitate? Da. Cu doamna? Da. Și cu colegii? Da. Și ce activitate era? Aceea. Îți mai amintești? Nu? Hai să vedem pe asta dacă o știi. Salată verde, foarte bine. Tocuri. Foarte bine. Ri. Ri. Diche. Ritiche. Nucă de cocos. Bravo. Chisic. Paro. Eu mi-am pus astea, toate cărticele și acum le punem sus. Cam așa arată perdeaua, doar că nu știu dacă am făcut o alegere foarte bună. Odată că am pus acolo ansamblu pisicilor și a doua oară că am lăsat-o puțin mai lungă. Mie îmi place așa să târne pe jos, mi se pare super cozy, super fain, doar că nu știu dacă nu cumva o să le placă și lor. Așadar s-ar putea ca această perdea să fie de sacrificiu. O să vedem, sperăm că nu. Dar vedem. Continuăm. Seama că nu am întors acolo sus. Dacă la perdele arată cât de cât ok ca lungime, la draperii cred că e prea mult. Așadar, cel mai probabil o să le scurtăm.
Da. Rămâne să mă consult și cu Flavius să vedem cum mi se pară și lui. Dar măcar îmi place că am ales extraordinar de bine nuanța și aici la lumină naturală se vede rozul acesta prăfuit, că n-am vrut să fie nici prea mult, nici prea puțin, mai ales că avem și un tablou roz, o să vină și un covor roz și am zis să nu exagerăm. Și cam așa se prezintă living-ul acum. Eu zic că arată destul de drăguț. Nu știu sigur ce o să facem cu draperiile și cu perdelele, dar pentru moment e super bine. Aștept acolo covorul și în rest toate sunt bune și frumoase. Cel mai important lucru, că s-a schimbat parchetul, am pus gresia care imită parchetul și că o să facem economii la încălzire și o să fie mult, mult mai ok și de curățat și tot, 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 tot. Și comoda și masă, Doamne. Deci le ador. A fost o plăcere să iau prânzul aici. Și comoda asta mi se pare atât de elegantă și atât de frumoasă. Superbă. Superbă. Și tot la Teo mă uit, mai am puțin. Bună dimineața. Aseară eram mult prea obosită ca să mai pot să vă mai filmez ceva. Așadar, am mâncat, am făcut un duș și fix ca și fetița pe am făcut. Mi-am pus capul în pernă. Acum ne trezim, o să am școală vreo 4 ore, după care mergem să lăsăm perdelele și draperiile la croitorie, după care mergem la sat. Dar toate astea le veți vedea în vlogul următor, pentru că s-a ajuns deja la vreo 40 ceva de minute și dacă o să pun să încarc videoclipul de pe date mobile, cred că o să-l vedeți marți. Așadar, vă urc chiar acum pe YouTube. Vă pup cu drag, vă mulțumesc că v-ați dat din timpul vostru să vă uitați. Sper că a fost un timp plăcut și vă doresc o săptămână minunată. Și dacă vă uitați chiar acum în weekend, să aveți și un weekend superb, plin cu soare și să ieșiți din casă. Pupici, pa, pa!